Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod unde astăzi o să testăm lifehack-uri de pe TikTok, partea 80. După aproximativ 3 ani în care am făcut lifehack-uri peste lifehack-uri, a venit momentul să continuăm această serie, așa că apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm această serie, abonați-vă, activați neapărat clonțopicelul ca să primiți notificare de fiecare dată când postăm, pentru că altfel Chucky o să vă bântuie. În primul rând vă urez sărbători fericite tuturor, un an nou cât mai frumos, oricum o să ne vedem în continuare, așa că hai să nu mai stăm la discuții și să dăm drumul la primul lifehack de pe TikTok. Cu siguranță toți dintre voi ați trecut printr-o perioadă mai nasoală în momentul în care vă intră o așchie în deget. Și din câte am văzut pe TikTok, că cică, dacă iei un pahar și pui niște fum în paharul respectiv și pui paharul cu fum peste așchie, așchia sare singură. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Așa că am luat niște scobitori. Să nu încercați așa ceva acasă, că vă răniți. Ok, cred că am băgat-o. Hai să las așchia exact așa. Nu știu dacă se vede, dar mi-am băgat-o pe sub piele. Așa că hai să vedem. Avem nevoie de un pahar. Am luat un pahar mic astfel încât să văd dacă iese. Și o să trebuiască să punem fum. Așa că o să pun fum. O să dau foc la această hârtie. Și vedeți cum deja fumul intră în acest pahar. O să pun așa deasupra. Mamă, frige, ești nebun? E pe bune? Mi se topește pielea? Deci, nu, n-a ieșit, așa că acest lifehack este fake. Să nu încercați așa ceva, că e fake. Așa că cel mai bine luați legătura cu un doctor și vă scoate. Deci nu încercați, e fake. Următorul lifehack, ai nevoie de două iPhone-uri sau de un iPhone sau de o tabletă. Am văzut un lifehack că dacă faci ceva de genul acesta cu trei degete, ca și când ai luat ceva și pui peste alt telefon, de pe un telefon pe alt telefon, se transferă fișierele. Ceea ce mi se pare puțin cam dubios. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Așa că avem două iPhone-uri și ați văzut. Trebuie doar să iau ca și când aș ciupi și să duc pe celălalt telefon. Am această poză cu mine și cu Cookie când era mic. Hai să vedem dacă merge. Deci, pac, pac. Pac, pac. Știți care e faza? Din câte am observat, iPhone-urile parcă au ceva AirDrop. Și am impresia că au avut activate AirDrop-urile acelea. Nu știu cum să-l activez, că nu mă pricep. Este fake acest live, pentru că nu are nicio legătură cu transferul, doar să faci doar așa și așa. Deci, practic, este fake. Așa că asta e. Următorul lifehack este în bucătărie. Ai nevoie de o bormașină sau ceva de înșurubat și un măr. Și practic poți să razi mărul fără să te mai chinui. O să fie puțin cam periculos. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Așa că am luat un măr și o bormașină. Bine, e mașină de înșurubat, dar e același lucru. Și bineînțeles un cuțit. Hai să vedem. Prima oară o să trebuiască să băgăm mărul pe mijloc, astfel încât să vedem dacă o să se învârtă. Dar s-ar putea să nu iasă. Mamă, de ce am impresia că lifehack-ul ăsta chiar o să funcționeze? Da, te-mă, dacă merge, trebuia să fac asta de mult timp. Nu încercați asta acasă, că e periculos. Haide, mă, stai. Mai întâi trebuie să bag puțin cuțitul în măr. Hai să vedem. 3, 2, 1. A, da. De exact ce ziceam. S-ar putea să nu meargă din cauza... Nu cred. Nu cred că merge, stați. Lifehack-ul ăsta funcționează. Doar că, din păcate, ăsta e rotund și se învârte în mijlocul mărului. Dacă era zimțat, categoric mergea. A mers puțin. Deci eu zic că lifehack-ul ăsta este adevărat dacă pui, de exemplu, o chestie zimțată, astfel încât să nu se mai învârte în gol. Deci, este adevărat. Doar că nu l-am făcut eu cum trebuie, pentru că nu am ustensilele necesare. Următorul lifehack este tot în bucătărie. Asta pentru bucătari, bucătărese, pentru șef, pentru părinți, mamă, tată și așa mai departe, bunici, bunică și tot așa. Iei un bol de la tine din dulap și îl ascuți pe spate. Hai să vedem dacă funcționează. Așa că am luat un cuțit, am luat un bol și un măr, să vedem cum taie. Pentru început vreau să văd cum taie acest cuțit, fără să-l ascut înainte. Ok, faza e că simt eu la mână, înțelegi? E ok, taie. Bă, nu e rău. Adică pare să funcționeze, dacă mă întrebați pe mine. Dar atenție, dacă sunteți copii, să nu faceți așa ceva acasă, să nu vă jucați cu cuțitele. Doar dacă sunteți adulți. Dar nici atunci. Dacă nu sunteți bucătari.
Ok, hai să vedem acum. Ia, 3, 2, 1. Băi, ești nebun, dar chiar se simte. Live-ul ăsta este adevărat. Pentru că se simte puțin diferența când tai, deci... Dar totuși să nu faceți că vă jucați cu cuțitele. Deci, adevărat, în următorul life hack pe care l-am văzut, dacă, de exemplu, rămâi cu foarte puțin sos, ketchup, muștar pe fundul unei sticle, în loc să o bazi la fund ca să iasă ce a mai rămas din fundul respectiv, ci că poți să o învârți și prin forța centrifugă iese sosul singur. Hai să vedem dacă funcționează, dacă e adevărat sau fals. Așa că să presupunem că vreți să mâncați o friptură cu un sos foarte bun. Și după cum vedeți, mai am foarte puțin pe fund. Hai să vedem dacă o să învârt foarte tare. Fac așa. Mamă, zici că-mi iau zborul să morde, nu? Dar ia uitați-l. Practic, absolut tot sosul. Băi, dar ce s-a curățat până și pe fund? Deci absolut, absolut tot sosul s-a dus pe gaura de ieșire. Deci acest life hack funcționează. E mai simplu, dar cam obositor. Așa că dacă sunteți într-o întâlnire foarte importantă cu familia, să nu începeți acum să vă luați borul cu toate sosurile, că după o să zică că sunteți nebuni. Așa că e adevărat life-ul acesta, dar mi se pare cam, nu neapărat inutil, cam obositor. Adevărat. Iar următorul life-ul este cel mai delicios, pentru că o să vă învăț cum să faceți de Crăciun un mocktail. Am văzut un life-ul foarte mișto, unde puteți să beți o băutură alături de cei dragi, foarte faină, colorată. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Acest life hack este și pentru copii. Este cel mai delicios life hack pe care poți să-l faci împreună cu prietenii tăi. Ce ai nevoie? Două pahare, o linguriță, suc de portocale, Sprite, 7-Up sau ce suc vreți voi. Aveți nevoie de grenadin sau sirop de rodie și sirop blue curaçao. Punem siropul de blue curaçao ca să devină albastru Sprite-ul. Perfect. Luăm Sprite-ul și amestecăm cu blue curaçao. Amestecăm. Acum luăm celălalt pahar în care o să formăm cocktailul ca să arate foarte bine. Sucul de portocale. După aia se pune siropul de grenadin. Foarte puțin, astfel încât să se ducă pe fund. Bam, cam așa, ia uitați ce bine arată. Iar la final o să trebuiască să punem sucul albastru peste sucul de portocale. Dar atenție, trebuie să fie foarte, foarte ușor. Trebuie să-l puneți cu o linguriță. Practic faceți un fel de punte și dați pe linguriță. Foarte încet. Sper să meargă la mine, că nu prea mă pricep nici eu, dar... Bine, practic trebuia să se facă albastru. Dar arată foarte bine. Practic avem roșu, galben sus și verde la mijloc. Inițial trebuia să facă roșu, galben și albastru. Dar e bine și așa, pentru că tot e delicios. Și puteți să încercați și voi acest life hack. Este delicios, foarte bun și pentru copii. Puteți să beți. Așa că eu sper că v-a plăcut acest episod. Apăsați butonul de like. Și încă o chestie, intrați pe Instagram-ul meu, dați-mi un follow, pentru că acolo o să postez mai multe chestii frumoase. Așa că abonați-vă, activați neapărat clonțopiricelul. Puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii idei de life hack-uri pe care voi le-ați văzut. Și le voi adăuga în episodul următor împreună cu voi. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare! Iar acum cred că o să mă omoare ceachii.